Sunt Andrei Cruitoru și în acest nou episod al seriei Apologia voi atinge un subiect mai sensibil pentru mișcarea evanghelică și anume botezul și primirea Duhului Sfânt. Dacă nu mă înșel, valul 4 carismatic în care se încadrează și o anumită mișcare numită The Last Reformation și New Apostolic Reformation promovează un soi ciudat de primire și botez a Duhului Sfânt, pe care vreau să vi-l supun atenției și analizei în clipul acesta. În România este un grup numit Kickstart, cred că ei sunt din Slatina, Kickstart Slatina. Ei merg pe străzi, în parcuri, afirmă că predică Evanghelia și fac vindecări și își pun clipul pe YouTube și promovează această mișcare și acest tip de practici. Așa că în episodul ăsta, cum am spus, vreau să vă invit să analizați împreună cu mine dacă ceea ce vedem la ei și de fapt ceea ce vedem în multe adunări evanghelice de astăzi este practica biblică, practica bisericii primare sau practica apostolică. Subiectul este sensibil și știu că sunt deschis la o grămadă de critici prin faptul că nu doar The Last Reformation, New Apostolic Reformation sau Kickstart Slatina practică lucrurile astea, ci și multe biserici din mediul evanghelic. Oricum, ideea este dacă aceste lucruri sunt scripturale sau nu. Întrebarea nu este dacă este cineva deranjat de faptul că noi observăm că sunt niște practici nebiblice. Și haideți să înțelegem că subiectul și de fapt miza este extraordinar de mare și de importantă. Avem de-a face cu lucrarea Duhului Sfânt. Avem de-a face cu primirea Duhului Sfânt, cu ceea ce avem nevoie pentru tot restul vieții noastre ca să trăim după voia lui Dumnezeu și să facem lucrarea lui Dumnezeu prin puterea lui Dumnezeu așa cum vrea El. Haideți să ascultăm câteva afirmații și să vedem fiecare dintre noi, puteți să ascultați tot clipul acesta, să vedem dacă ceea ce este înaintea ochilor noștri este practica biblică. S-ar putea să vă regăsiți și va trebui să reconsiderați practicile acestea și teologia aceasta după Sfânta Scriptură. Repetă după mine. Tatăl nostru care ești în cer. Tatăl nostru care... Deci ce se întâmplă? Apostolul în partea dreaptă, nu-l vedem, dar se vede la un moment dat, și lucenicizează pe băiatul ăsta din mijloc cum să-i dea Duhul Sfânt sau să mijlocească primirea Duhului Sfânt la al treilea individ, da? Cel care dă Duhul Sfânt îl pune pe cel care primește Duhul Sfânt să repete după el. Acum uitați-vă voi în Biblie, dacă vedeți în toată Cartea Faptelor Apostolilor, un apostol punându-i pe candidații la botezul cu Duhul Sfânt să repete vreo rugăciune. Nu există lucrul ăsta, nu aveți ce căuta, da? Dar aminte să repete un anumit soi de rugăciune. Da, un anumit soi de rugăciune. Este o rugăciune de pocăință, de iertare a păcatelor și de cerere ca să primească Duhul Sfânt. Nu vedeți lucrul ăsta nicăieri în Biblie. După ce face rugăciunea aceea scurtă de vreo 30 de secunde, îi spune următorul lucru la băiatul care vrea să primească botezul cu Duhul Sfânt. Tu o să te rogi pentru el, tu te relaxezi. Deci pentru mine sună mai mult asta practică ocultă și psihologică. Tu te relaxezi. Deci nu poți să primești Duhul Sfânt dacă nu sunt relaxat. Vedeți asta în Samaria, la cinzecime, în Faptele Apostolilor, capitolul 10 sau 19. Nu, relaxați-vă ca să puteți primi Duhul Sfânt. Sau Anania când se duce la Apostolul Pavel. Îi spune, uite, relaxează-te ca să poți fi umplut cu Duhul Sfânt. O relaxare psihologică, o decuplare a minții pentru primirea Duhului Sfânt. Nu vezi așa ceva în Biblie. Deci astea seamănă mai mult cu practici oculte, cu manipulare psihologică, n-are nicio treabă cu botezul și cu primirea Duhului Sfânt. Eu nu mă tem să spun lucrurile astea, pentru că nu le văd în Biblie. Și nu mă tem că aș bajocori cumva pe Duhul Sfânt, pentru că nu sunt asemenea lucruri în Biblie. Dimpotrivă, cred că facem un lucru pozitiv, cred că facem un lucru extraordinar de important, apărând adevărul biblic, practicile biblice, doctrina biblică, amendând și taxând asemenea aberații, asemenea practici oculte, manipulatorii. Ce îi spune apostolul acestui băiat care e învățat cum să mijlocească primirea Duhului Sfânt? Tu o să te rogi pentru el, tu te relaxezi. Deci zice, tu o să te rogi pentru el. Adică facem cum au făcut apostolii. Apostolii s-au rugat pentru cei care au primit Duhul Sfânt, da? Observați două aspecte foarte importante. Nicăieri în Biblie nu vedem pe cineva să ceară Duhul Sfânt pentru el, botezul cu Duhul Sfânt. S-au rugat
în comun biserica să fie umpluț cu Duhul Sfânt, dar nimeni nu s-a rugat să primească sau să fie botezat cu Duhul Sfânt. Asta e prima eroare. Băiatul ăsta nu trebuia să roage să primească Duhul Sfânt, că în Biblie nu există așa ceva. În al doilea rând, toți cei care s-au rugat pentru botezul cu Duhul Sfânt au fost apostoli care erau deja botezați cu Duhul Sfânt. Adică avem în fapte 8 pe Petru și Ioan, avem în fapte 10 pe Petru și avem în fapte 19 pe Pavel. Deci de fiecare dată a fost unul dintre cei doi apostoli, Pavel și Petru, care unul a fost apostolul neamurilor, unul a fost apostolul circumciziei sau a evreilor. Dar nu găsim pe niciun, nicăieri după aceea, pe un evanghelist, pe vreun proroc în faptele apostolilor, pe vreun păstor sau prezbite, să se roage pentru alții ca să primească Duhul Sfânt sau să fie botezați cu Duhul Sfânt. Asta a fost o lucrare exclusivă a apostolului. Știu că unii fac alergie. Asta limitează la perioada apostolilor. Nu limitez, domnule, botezul cu Duhul Sfânt la perioada apostolilor, ci spun că doar apostolii au făcut lucrul ăsta. Asta ni se arată în narațiunea în Noului Testament. Nu văd cu ce drept, decât dacă te crezi mare apostol și eu cred că nu ești, că n-ai cum să demonstrezi că ai fi vreo unul dintre ei, nu văd cu ce drept, cu ce autoritate, imiți o practică apostolică. Ia auziți. Îi spui așa, nu vorbești în română, doar în alte limbi, așa. Îi spui așa? Deci proclamă, așa au spus apostolii, le-a spus apostolii așa, auziți, au spus apostolii, au făcut apostolii așa ceva, i-au pus pe ceilalți să pună în starea asta ocultă, psihologică, să se decupleze mental. O, nu mai vorbiți în ebraică sau nu mai vorbiți în aramaică, nu mai vorbiți în grecește, nu mai vorbiți în ce limbă vorbeau ei, nu mai vorbiți. Au spus apostolii așa? Ia ascultați din nou. Îi spui așa, nu vorbești în română, doar în alte limbi, așa cum Duhul Sfânt îți vădă. Nu vorbești în română, ci vorbești în alte limbi. Nu au spus apostolii așa ceva. Nu au post, au spus apostolii așa ceva. I-au zis altă parte din practica asta. Eliberează mâna asta ușor, pe asta o ții și cu mâna... Deci eliberează mâna asta ușor, pe asta o ții? Asta o pui pe piept sau pe cap, ușor. I-au zis cu mâna o pui pe piept sau pe cap. Asta e metoda. Așa au făcut apostolii. Îi pui mâna pe piept sau pe cap. Da, eliberezi o mână ușor și faci mișcarea. Eu nu-mi pas jocoresc lucrul ăsta, dar ăsta e de râsul lumii. Deci suntem de râsul lumii la propriu. Ce legătură există între manifestarea asta și ce vedem în Sfânta Scriptură? Și-au pus apostolii mâinile peste ei. Dar n-au făcut și n-au învățat pe nimeni să facă lucrul ăsta cum au făcut ei. Nu a spus de ei, eliberezi mâna asta ușor, pe dreapta o pui după aia pe piept sau o pui pe cap ca să primească Duhul Sfânt. Nici vorbă de așa ceva. Ok, începe rugăciunea pentru umplere și auziți. Auziți cum se primește Duhul Sfânt? Cum se primește Duhul Sfânt în cazul umplere, ăsta? Umplere, deci fii atent. Umplere, mai mult, îl încurajează. Așa făceau apostolii? Zic, Duhul Sfânt nu vine, Domnule, deodată, doar că ne-am rugat noi sau că ne-am pus mâini. Trebuie să încurajăm primirea Duhului. Zic, mai mult, umplere. Vedeți voi asta în Biblie? Deodată coboră Duhul Sfânt peste ei. În timp ce vorbea Petru, deodată a venit Duhul Sfânt peste neamuri. Pavel s-a rugat pentru ei și a pus mâine și a intrat Duhul Sfânt în ei. N-a fost mai mult, umplere, repetați după mine. Ia auziți alt îndemn pe care îl dă. Duhul Sfânt. Vorbește cu Iisus în alte limbi, așa cum îți dă Duhul Sfânt să vorbești. Vorbește cu Iisus în alte limbi? Nu ne găsești în Biblia asta. Vorbește cu Iisus în alte limbi. Deci ei pretind că primesc Duhul Sfânt ca în faptele apostolilor. Iam toată narațiunea faptelor apostolilor și arată-mi pe cineva unde spune că vorbea cu Iisus în alte limbi. La 50 mi-e spune că îi auzeau vestind, mărind pe Dumnezeu sau spunând lucrurile minunate ale lui Dumnezeu. Fapte 10 la fel. Lăudau și măreau pe Dumnezeu. Unii spune Scriptura că vorbeau cu Iisus în alte limbi. De unde scoase doctrinele astea? Și unde vedem în Biblie îndemnul ăsta? Auzi, fii atent, eu mă rog pentru tine, în timp ce mă rog pentru tine, te îndemn, vorbește cu Iisus în alte limbi, vorbește cu Iisus în alte limbi, cum îți dă Duhul să vorbești. Asta e psihologie, asta e manipulare, în cel mai rău caz, ocultism. Da? Ia ascultați, alt îndemn. Și tu ești primul care începe. Terena glorosa vara de altora, stavara de altiră de gradus. Ca să primească ăsta, vorbirea în limbi sau botezul cu Duhul Sfânt, el, cel care mediază primirea Duhului Sfânt, trebuie să vorbească primul limbi. Tu ești primul care începe. Da? Domnule, normal că o să înceapă să vorbească în limbi. Că iau după ăștia vorbind toți în limbi acolo, normal că o să înceapă și el să vorbească în limbi. Că asta e o chestie psihologică.
E ușor de demonstrat lucrul ăsta. Îl pui în mediul ăla, vorbești în limbi și îl pui la omul ăsta. Nu te mai gândi, nu mai vorbi în limba română, nu te mai gândi la limba română, laudă pe Iisus. Omul ce să facă? Începe să-și dea drumul la cuvinte, să vorbească aiurea. Așa se primește Duhul Sfânt. Așa se primește Duhul Sfânt. Ia ascultați, alt îndemn. Amplifică. Amplifică, dă-i, mai mult, înflăcărează. Așa făceau apostolii. Îi încurajau, mă, nu intră Duhul Sfânt. Hai, dă-i, amplific. Oameni buni, trezirea. Nu așa se primește Duhul Sfânt. Nu e asta plinătatea Duhului Sfânt. Nu este botezul cu Duhul Sfânt. Ia, repet aceleași îndemn. Se mulțește. Deci se mulțește. Dă-i drumul, înflăcărează, amplifică. Dă-i, mai mult. Unde vedeți în Biblia asta? Și practică lucrul ăsta până la final. Mai mult. Umplere, da? Ia auziți. Înflăcărează, dă-i drumul. Să vorbește cu Dumnezeu. Parcă e exasperat la un moment dat. Mă, înflăcărează, dă-i drumul odată, mă. Hai, mă, vorbește cu Dumnezeu. Deci, chiar vă invit, analizați din nou tot ce vedeți aici, să spuneți mie unde vedeți în Biblia asta. De unde sunt luate practicile astea? Deci voi vreți să imitați The Last Reformation, da? Vreți să imitați lucrarea apostolilor. Nu vreți să imitați, de fapt. Vreți să practicați lucrarea apostolilor. Ok, arătați-mi că lucrurile astea sunt făcute de apostoli. Și dacă nu sunt făcute, ce le faceți voi? Interesant, îl întreabă pe băiatul ăsta ce o simțit, ce s-a întâmplat cu el. Că știți că ăsta e testul. Testul este ce ai simțit. Testul ăsta este ce ai simțit. Nu, testul nu e roada Duhului, testul nu e sfințirea. Testul nu e ce a spus Domnul Iisus, veți primi o putere și veți fi martori. Nu, ăsta e testul. Testul e atunci pe loc, să vedem ce ai simțit. Ia uite. Cum a fost pentru tine? N-am simțit nimic. După aia îl întreabă, dar ai mai mesteruit vreodată pentru Duhul Sfânt? Și el zice da. Și auzi. Și? Tot n-am simțit nimic. Vezi, e foarte simplu. Asta este. Trebuie să dai drumul, să amplifici. Tot n-am simțit nimic. Deci, la propriu, nu ironizez, nu-mi bag joc de băiatul ăsta, dar îl compătimești și mi-e milă de el, la propriu. Mi-e milă că îți duci în rătăcire atâția oameni, îți făcuți să creadă că o primi botezul cu Duhul Sfânt și plinătatea Duhului Sfânt și nu o primi nimica. Deci a fost o mascaradă totală, o chestiune total nebiblică, o practică total nebiblică și oamenii îți duci în rătăcire. Îți victime la o teologie și la niște oameni care fie niște șarlatani notorii, din care au de câștigat ceva din toată chestiunea asta, fie niște oameni care nu înțeleg Sfânta Scriptură și trebuie să fie luminați. Dumnezeu să aibă milă de ei. Repet, știu că lucrurile astea sunt practicate în multe locuri și multe medii din piața asta evanghelică largă, chiar din țara noastră. Dar asta nu trebuie să ne oprească pe noi, să ne deschidem mintea, să ne rugăm pentru discernământ, să citim Sfânta Scriptură și auzim alte părere. Dom'le, de ce imediat este tendința asta de a te apăra și a porni cu jigniri și a porni cu invective și a porni cu apelative și a acuza pe alții că o să dea cancerul în ei, fiindcă o pus sub semnul întrebării și că pulesc pe Duhul Sfânt și bajocoresc pe Duhul Sfânt? Nu, Domnule. Biblia ne cheamă să cercetăm duhurile. Biblia ne cheamă să ne folosim mintea și discernământul duhovnicesc și să vedem dacă un duh vine de la Dumnezeu, dacă lucrarea este de la Dumnezeu. Și dacă Biblia nu este singura noastră normă după care ne putem da seama dacă lucrarea este de la Dumnezeu, atunci cum ne putem da seama? Luați Biblia, luați narațiunea cărții Faptelor Apostolilor, luați epistole, nu veți găsi absolut nimic de genul acesta. Scopul apostolilor n-a fost să ne arate nouă cum putem să mediem botezul cu Duhul Sfânt, pentru că noi nu putem să facem asta. Pur și simplu. Asta e o lucrare dumnezeiască care nu se face prin metode oculte, vrăjitorești, practici manipulatorii psihologice. Ferească-ne Dumnezeu de așa ceva. Dacă asta e ultima reformă, eu mă lipsesc de ea și rămân la reforma care a fost acum 500 de ani. Deci eu nu pot celebra o asemenea reformă. Nu pot celebra așa ceva.